Bă, băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Salutare, bă, băieți, bine v-am găsit la un nou episod de Wingman Hacking. Jucăm aici alături de Darius2K, sunt pe contul meu pentru că vreau și o să fac un suprim. Adică uitați-vă la Darius, bă, băieți, ce frumos arată suprimul ăsta, să mă bată tata. Face și noi un suprim. Bă, băieți, ziceți voi ceva, fraților? Mănânc spaghete? Ce dracu ai zis, Darius? Bă, băi, hai să faceți noi 1000 de like-uri la acest episod. Nu uitați să dați neapărat un subscribe dacă vă place ceea ce fac, pentru că la 70.000 de abonați o să vină mare live de 12 ore din nou. Și băi, coaie, am dat start și s-a oprit, ești nebun la cap. Hai să vedem, bă, băi, sperăm să nu dăm decodați. Bine, apare în transfectorul, cred că mi-a crescut înapoi la verde. Darius, tu sigură la ai verde pe contul ăsta transfectorul? Nu știu. L-are negru. Eu cred că l-are roșu cu aia și l-am și eu roșu în pui mie. Dacă dăm, las că ne dăm seama de ce oameni dăm, frate. Bă, băieți, hai să trecem la meci și să vedem, sperăm să nu dăm de spin booter sau ceva, că pe contul main, adică știți că am cuțitele astea nebune și parcă n-aș prea vrea să-mi bag spin-ul cu astea. Adică nu știu ce, nu sunt foarte scumpe, dar țin la ele, bă, băieți. Uitați ce frumos arată. Sunt de la fratele Smokey, bă, băieți. Cum adică să banez cont cu cuțite de la Smokey? Pe asta nu se poate, bă, băieți. Hai să trecem la meci, bă, băieți, să vedem dacă reușim să câștigăm ceva și să poate dăm și ore în cap. Gata, bă, băieți, ne-a găsit și meci de Wingman, ca de obicei am dat de români, mi-a dat și coment, domnul meu, te pup, frate, aici, uitați, romeo.exe, stai super de treabă, a zis domnul meu, salut, YouTube, mi-a dat și un coment, hai să-i dăm și noi coment. Zic că nu, așa, tati, mamă, bă, băieți, mă scuzați pentru sunetul de fundal, dar apare în vecinul meu, s-a gândit să-și predecoreze casa, nu știu ce face, bă, băieți, dar dă cu bormașina aia de 3 ore. Și în 50 de minute, dacă mai dă cu bormașina, o să fac fan meeting în fața blocului la mine și intrăm toți peste el, pentru că e ora 2 imediat, în pui mei, vrea și 2 cau, bă, băieți. Deci am plecat de la ultimele 2 ore de la școală special ca să filmez mai multe episoade, pentru că v-am spus, ia uite, cu aia nu puteți merge pe B, am și uitat. Special ca să... Că eu trebuie să plec la mare duminica asta și să am mai multe episoade. Bine, voi episodul ăsta cel mai probabil o să-l vedeți deja când eu o să fiu plecat la mare, dar e partea a doua. Și vin și eu, frate, chiulez de la ultimele 2 ore. Am zis, bă, frate, hai că, na, să mă apuc să filmez mai multe. Ajung acasă, omul meu dă cu bormașina, n-am cum să filmez. Bine, acum filmăm mai, că nu se aude chiar așa de tare, dar sunt picioarele, bă, băieți. Spuneți și voi acolo niște cuvinte de laudă băiatului ăsta care dă cu bormașina. Să vă ce gândiți și voi așa despre chestia asta, bă, băieți. Bine, omul săracu n-are nicio vină, își pune și el termopane sau ce face, dar dă un pui mie cu aia să se audă de la parter. Gândește-vă, eu stau la etajul de la parter, se aude, zici că dă cu bormașina fix în camera de lângă mine, coaie. Are bormașină de 300 de cai putere în pui mei de se aude în halul ăla. Ce dracu, mă? Da, se mai și chinuie. Bună, ce faci? Bine, voi? Uite, noi filmăm Wingman. Ce părere ai? Te sunt. Hai, mă, Darius, mergem. Mamă, dar ăștia când postezi video-ul? Bă, ce cred că luni. Ce alb negru? A? Am crezut că era alb și negru gen ecran, nu? Arăta super șmecher. Da, cine are? A, cred că Darius are partajare în pâine, că eu n-am. Da, Darius are. Darius, mamă, iară de asta cu băi, băi, ia zi mă, tu care ești, Nati? Să-mi bat picior, nu știu cine a intrat. Da, eu, Nati. A, ce părere ai că vecinul meu dă cu bormașina de 7 ore și nu știu ce dracu face, dar cred că vrea să intre peste mine în casă, în pâine, că l-aude, zici că e în camera de lângă. Ce părere ai să mă bată, da, dacă intră peste mine asta, cred că e hater în pâine și și-a făcut plan să intre peste mine. Eu zic să ieși la el și să-l întreb. Eu cred că iau și o bormașina și încep și eu să mine spre el în pui mie, să ne întâlnim la mijloc, să nu se mai chinuie el atâta. Chiar mă, ți-am zis, adică bine, ți-am zis că nici nu trebuia, dar odată în pui mei la un vecin de-a meu a intrat vecinul de sus peste el în pui mei. Efectiv, stătea omul liniștit, se uita la film seara și vede că e cade tencuială de pe pereții pui mei și când se uita așa era o gaură și îl vedea pe vecinul de sus în pui mei. Nu, manule, sunt legit. S-a-mi bat picioarele, mă. Deci nu știu, eu nu-i suport. Adică eu când dau cu bormașina e ok. Bine, eu n-am dat cu bormașina în viața mea, dar zic așa. Dar bă, când îl au pe altul în puii mei, bă, dă-o drecu, mă, da. 7 ore în puii mei, mă, înțeleg, îți faci acolo o chestie într-o oră, două. Dar nu 7 ore, mă, că am plecat azi dimineața la școală, la dădea cu bormașina, acum m-am întors să la încă dă cu bormașina. Ce puii mei face? Nu pot să înțeleg, dar mă hai de capul meu. Și gândește-te că eu plec la mare duminică și trebuie să am 11 videouri filmate și eu am doar 3. Na, joacă-o pe asta. Unde mai am eu timp, că durează o oră jumate să faci un video. Și omul meu, când am atâta treabă pe cap, bă, Darius, se joacă și tu mai normal, mă. Când am atâta treabă pe cap, omul meu se apucă să ia cu bormașina. Că la ora 2, cât e ora? 1:18, la ora 2 intru peste el, pui mei, să-mi bat picioarele, mă duc la el și îi sparg ușa. Chiar, mă, dacă mai dă cu bormașina după ora 2, poți să chem poliția? Nu. No. Păi de ce nu, coaie, că e ora de liniște. Poți să avertizezi odată, după da poți să chem poliția, ba da poți. Mă duc la avertizez și a doua oară vin cu drojba peste el în puii mei. Până la ora 6, așa-i? Nu, până la 4 parcă, până la 4, de la 2 la 4, da.
Păi dă două naiba, frate, cât să dai și cu mașina aia, două în pui mie, uite-l și pe ăsta, lasă și mie kill-uri, dar să mersi, frate. Băi, cu aia, ce nume și-a pus, cine dă cu mașina e gay, să se simtă în pui mie. Bine, probabil că la dare care dă cu mașina n-are nicio vină, că mi se pare că ăsta își renovează ceva și-o chema muncitor și muncitorul la săracu și face datoria în pui mie. Proprietarul e gay în pui mie, să-mi bat picioarele, că las-o naiba, frate. Bine, nu o mai zic nimic, las că și noi în pui mei, când am renovat apartamentul în 2007, 3 luni în fiecare zi, zi de zi în pui mei, nu mai bor mașinii ori fost, dar aia ești nebun la cap. Mai ții minte anul? Da, pe de ce să nu-l ții minte, frate? Da, eu nu prea mai țin minte mai nimic de când sunt mic. Mamă, să-mi bat picioarele, eu țin minte cu aia că la 3 ani în pui, nu știu ce, care e faza cu memoria asta mea, dar eu țin minte că la 3 ani avea maică-mea un Ford Ka de ăla, m-a luat de la grădiniță într-o zi și i-am lăsat becul cu aia de acolo din spate, a prins și a doua zi când a vrut să mă duc la grădiniță nu mai avea baterie la mașină și am scăpat. Am scăpat de grădiniță ziua aia. 3-4 ani aveam, știu că eram gen în grupa aia pregătitoare sau nu știu cum se numește, în grupa aia cea mai mică. Grupa mică, mă, nu grupa pregătitoare, prostă. Da. Ia fi-mi ce cuțit și asta, Dariuse. Fii-mi ce cuțit, nu! Nu! M-a luat. Omoară-l. S-a-mi bat picioarele. Ai tras o lecă prin pereți acolo. Ăsta n-are nicio treabă, are omul. Bă, vezi că dă... Ba nu, nu dă fake. Du-te, du-te. A. Deci dacă te omoară, băi, coaie, ești ultimul ratat, Dariuse. Da, și Dariuse are codul. Păi știu care codul și meciul trecut în puii mei ne-au bătut niște români de ne-au spart. Mama, nu trebuia să zic asta pe video. Am câștigat meciul trecut, mă băieți, ce vorbiți? Câștigăm fiecare meci de Wingman cu Darius. Că are exact. Codul omul meu și are ce scor are. Hai, că are scor bun, nu pot să mă plâng. Nu pot să mă plâng. Hai, mă, hai să te văd, Darius. Mama, am vrut să-ți cer AWP-ul, dar și eu mi-am luat AWP, what the fuck. Prost. Tu pune, ia uite-l mă pe Darius ce scheme face. Păi de-aia face el atea kill-uri, că el îl ia pe la spate pe inamic. Mori, mă, copile, sit. Vezi că-ți vine acolo. Hai că, bravo mă, hai mă că e bine, ne descurcăm meciul ăsta. Doamne ajută să-l câștigăm și pe următorul, dar oricum rank up nu cred că mai au. Mai ales dacă îi... Poți să iei rank up și cu loseri. Odată am dat vreo 3 win-uri, un lose. Și după aia mi-a dat încă unii și mi-a dat rank up. Nu știu ce eu să zic. Eu am câștigat din alea 10 meciuri de Wingman. Primele 10 le-am câștigat pe toate. După aia am făcut un lose și acum câte win-uri mi-ar trebui? 2-3? Să fac suprim. Okay, suprim totuși în puii mei, aia zic. Să vezi, și să vezi globalul cât de tu greu poate, se face. Tu poate, da. Pe global, știu că am trebuie vreo 10 win-uri. 25 de win-uri. 25 de win-uri. Bine, acum depinde și cu ce scor. Hai, brodere, dă pic. 2 lose-uri. Hai, brodere, dă pic, brodere. Bravo, manule. Mamă, și când iau bormașina aia, cum face, are și bormașină luată din Dragonul Roșu în puii mei, că se aude cum face vuuu și când o bagă în perete, face vuuu în puii mei. Măcar de-ar avea bormașină ca lumea, nu să spargă pereții cu... E de aia de tortură. Da, să-mi bat picioarele. Eu cred că ăla e live pe Deep Web acum și face redrum, să-mi bat picioarele cu aia. Nu știu ce face, dar... Doamne, când au bormașina aia, bă, eu n-am treabă. Când vreau să dorm, poate să dea și cu drujma camera de lângă mine, n-am nicio treabă. Deci, eu doar când filmez, mă, doar când filmez vreau să fie liniște. Că eu, în puii mei, când dormeam și cu muzica la căști și n-aveam nicio treabă cu muzica în blană la căști, deci că era discotecă în capul meu și n-aveam nicio treabă. Eu n-am treabă când dorm. Bă, dacă vrea omul să filmeze, frate, acolo pentru abonații lui, dragi, vă pupă, bă, dați și voi acolo un like. Și dă omul cu bormașina, dai seama că te enervezi, că parcă și pe mine m-ar deranja să mă uit la un video și să aud pe fundal mai... Da, ce să mai zici acum, mai contează? Lăsă-mi pom să facă și el treabă. Ia uite-l coaie pe ăsta. Mamă, dar mie și milă de ăștia coaie, că-s români. Parcă eu când dau de străin nu vine mai tare să le dau cu codul. Așa când dau de români de ai noștri, parcă mi-e și milă de ei să le dau tare cu codul. Să-mi bat picioarele. Dar aia e, bă, băieți, win-ui win, nu contează. Da, da, vezi că Bionic Hand Gabi ăla mi-a dat mare one tap, ești nebun, ai grijă la el. Ai grijă că mișcă mouse-ul ăla, ai. Dacă mor, dar se runda asta, să mor de mai... Mamă, las că îmi retrag cuvintele, frate. Îmi retrag cuvintele, ești nebun la cap. Tu, ce rang ți-a dat la 10 win-uri, băi, Darius? A, mamă, are 300 de win-uri, nu mai zic nimic, ești nebun la cap. Nu știu, cum bă știu. A rup Wingman-ul în două, Darius. În câte win-uri ai făcut de la Legendary Eagle Master suprimul ăla? Cred că 10 win-uri. Mamă! După, fii atent că eu am făcut Master Guardian Re-Legit și după m-am băgat cu codul. Am înțeles. Și global am făcut la 230 de win-uri și acum am 260. Da, da, e derancat. Cu tot cu cod să deranchezi, băi, băi. A, uite-l pe ăla. Păi nu, că nu m-am mai jucat și mi-a expirat. Pe global, lăsa amândoi pe mine, coaie, help. Stai. Sunt mai hacker. Mi-a dat, bravo, măi, bormașină, bravo. Hai să vedem, mă, băieți. Hai să jucăm cu codul. N-am luat rank up, aia e, bă, băieți, măcar avem 11 win-uri. Bă, fraților, hai să trecem și la următorul meci de Wingman, deși oricum rank up-ul ăla e deja, mi s-au dus toate visele, că o să
Avem recap, da, hai să vedem, bă, băieți, mai face și noi un win, să fie cu noroc. Bă, băieți, am intrat și în cel de-al doilea meci, unde jucăm cu omul meu full aici, care are rang 23 și cu ăsta care... Mamă, ăștia-s prieteni cu aia? Dacă nu-s prieteni, vezi că avem o șansă. Ia să vedem, ba, sunt prieteni. Cred că 90% full ăla are coduri. Sunt prieteni și probabil nu intra cu full ăla ca să fie boostat. Of, doamne, mă, cine joacă wingman, bă, băieți, aici? Ia să vedem, ia fent, ce tapurile dau la ăștia. Da, full ăla are mare cod, vezi că are mare cod full ăla. Are mare, bravo, bravo. Mamă, are mare cod full ăla. M-a prins cu aia, one tap direct, mi-a dat, ești nebun la cap, one tap direct. Hai, mă, full, ok. Lasă-l, frate, lasă-l, că mi-au digol, ești nebun la cap. Hai să vedem, băi, Dariusica 2K. Fucking. Ah, lasă-i, nu mai zi nimic, le dăm urât, dă-le cu semiregiu, dar nu mai zi nimic. Le dăm cu semiregiu, frate, stai la niște. Semiregi? Da, păi să ai grijă. Nu, dă-l prin perete întoarce. Vezi că are legit în team, dragii, da? La corp. Eu n-am văzut. Tu te dracu de prost, băgamei. Băgamia și toate alea în tine, hai, brodere. Ha, 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 ce i-au luat pe amândoi, băgamei. Așa-i, bă, dar să te ești tu mai în tremurat ținta sau ceva, Darius? Nu știu că nu mă uite, dar cred. Hai, mă, dă-i și tu mai urât cu aie. Dă-i și tu mai urât. Ce-mi da? Bă, da? Bă, la ofi român. Da, e român. Nu, cu aia a zis, îmi da și nu-i român. Da, oricum nu-i de român. Coaie, rup codurile în două. Pi, șamaș pe tână. Hai să facem și un pic de trash talk așa. Aoleu. Ai grijă, Darius, te rog eu. Mă, vezi că... E la HP, e la HP. Dă-i unei. Dacă ai. Vezi că dacă stai acolo tot mare. I-am dat. Ce no. Să mă mai... Nu, celălalt, vezi că e celălalt. Da, mă, știu, i-am rupt, ești nebun la cap, nicio șansă. Ia uite cu aia, are și skin. Băi, ești nebun? A, nu, e alu ăla, am crezut că e skinul lui. Să mă piși pe voi, pierzi o rundă. Pierzi o rundă și te activezi. Las-o așa, bălână, că a dat pre-fire fula tău de a rupt. Nu că gura. Gura îi zici la măta. I-am scris și ea în alfabet ca să se enerveze. Fii atât aici, se enervează ăștia, bă. Bă, băiete, bă. Îți iei tap și te activezi. Băi, ce-mi place să fac trash talk-ul. Bă, băieți, vă dați seama că e doar Caterinca. N-am absolut... Ia uite-l cu aie. Nice și full. Mamă, ce headshot-uri de ăla. Hai, mă, dă-i cu aie. Bravo, măi, Dariuse, măi, bravo, ești murău de tot. Omul meu full se cam activează, ești nebun, eu n-am nimic cu băieți, să nu vă gândiți că eu am ceva cu băieții ăștia care mă jură în meciuri. De fapt, e un joc video, ne mai jurăm, ne mai alea, ești nebun. Dar foarte mult mă distrez, manule. Este așa ca o Caterinca, să zic, deci nu vă gândiți acum ne jurăm serios cu ăștia, că nu știu ce, că mâine ne întâlnim, ne dăm cuțite. Deci vă jurăm așa la Caterinca. În compe, nu vă băgați că intrați mai rapid la Overwatch. Ia uite-l cu aia, futu-ți gura, mătii. Bravo, mă. Vezi, ai grijă la ăla. Bă, doar eu se mai potolește, te lasă și mie kill-uri, că am 3-1, trăiți-ar familia. Că intrați mai rapid la Overwatch. Intri la fel, lol. Doamne, auzi la el că nu joc. Mă rog, intri la fel, na, aici poți să-ți iei maxim 2 reporturi, acolo maxim 5, da, e partea a doua. Dar oricum, ești nebun, degeaba sunteți scodați. Mamă, ea iarăși a băgat vecinul bor mașina în perete, ești nebun. Mamă, direct nădul ăsta din plin l-am prins. De unde știai că sunt acolo, mane, ia zi. Ia să ne, bă, băieți. Ia uite-l pe ăla ce preferul, dă futu-s copilul, mă, gata, mă, băieți, am făcut și eu 2 kill-uri într-o rundă, respect, am dat și eu un ace aici frumos. Uite, mă, are și AK-uri cu... A, ba nu, mă, are și ăsta sticăre, bă, s-ar putea să nu fie... sunet. Am fost shift, lol. Doamne, coaie, bine, n-am fost shift, chiar m-a auzit, dar vreau să fac așa un pic de Caterinca cu ei, bă, băieți, dacă tot pierd meciul, măcar Caterinca să fie, sunteți nebun la cap, bă, dă și-a dat un fiecare rundă la pe aici, ia să vedem. Bravo, băi, băiatule, băi. Mamă, ce spray am făcut la ăsta aici. Bă, vreau deagle, bine. Am care skin-uri faine, bălână, ăla are numai statracuri, numai AK-uri, redline, nici nebun, sau ce AK era ăla? Ai tu AK-ul lui, cumva? Nu. No. Omul meu, no. Darius, n-am mai cumpărat de la începutul meciului, a cumpărat și el în prima rundă și atât aici, nebun la cap, n-am mai avut nicio treabă. Bă, sunt lejer, ăștia cu aia, dar nu o să iau rank-up după meciul ăsta, din păcate. Bă, că ar facem 2 win-uri, sunteți nebun, băieți, ce pot să vrei mai mult? Hai să le dau și eu un fire dacă tot dau oraș pe aici în fiecare rundă. Da, nu mai. A, ba, da, uite-l acolo. Oh, bravo, bă, dar lasă-și mie un kill, trăiți-ar. Lasă-și mie un kill, frate. Sus, știu că sus de luță, dar sus de luță de mari. Trebuie să-l și văd, ești nebun, că dacă mă duc direct pe el și el e sus, mi-am cam luat vacu', ești nebun. Și de ce vorbești pe voi ăștia tu de la joc, Darius? Dai, la, nu, vino, fugi, nu-l omoră, fugi. Da, da, mă. Backtrack-ul ăla ce zice?
Fac un pic de caterincă. Nu, mă, ăsta bâlână ăla nu are cod, dar full ăsta să mă bată tata. Full ăsta. Bă, are 3 cu 7 eu acum, vă, ce scor are să mă bată tăticu, bă, băieți. Lăsați-vă, vă rog. Nu mă las. Ce o să faci în privința asta? Ia spune-mi tu mie. Fii să scriu așa și ca un ultim analfabet, ca să aibă, să aibă motiv să se ia bine pe română. Ah, eram sigur. Cod și 307. Aia zic, Dariuse, aia zic, Dariuse. Îmi place, îmi place de tine. Oho! Oho, ce o antape, am spart acolo. Hai mă, brodere. Hai mă, brodere. Bravo, Dariuse, te pup. I-ai, l-ai rupt. I-ai rupt pe băieți. Lasă și mie ultima rundă, două kill-uri, ca să avem scor identic, frate. Că dacă iau și ultima rundă, o să avem scor identic, frătiuc. Acum sper să o iau, că mi-am luat ca prostul AK fără armură, dar... Bă, fii atent, dă-mi boost aici, coaie, dă-mi boost aici să mor tu. Știi unde să dai boost-ul ăla? Uite aici, la cutiile astea două. Dă-mi boost aici, repede. Aici, repede, boost, hai. Aici. Hai, brodere, hai, brodere, hai, brodere. Aia zic, și acum sari? Ah, dar nu, n-au venit acolo. Dacă veneau acolo, îi dădeam mare one tap. Să vezi acum că-și baga la spin în ultima rundă, în pui mie și pierdem. Ne-a dat mare nade, mi-l-a... Mamă, mi-a dat 90, coaie, cu... Mă sparge runda asta, mă sparge că-s prost, bravo. Mi-a dat mare nade cu aia, m-a lăsat în 14 HP aici, nebun la cap, și n-am vrut să-i dau tap, că cam sare ținta. Îmi plângi, ce slabi! Mor de plâns, frate. Hai, plângi că te-am omorât. Mamă, coaie, ce se... Ce se oftică, băieții, mă, Dariuse. Dar de ce nu zici nimic, mă, omule? Zici tu ceva? Mă, ce să zic, mă, că mănânc? A, poftă bună, atunci te iert, frate, te iert. Poftă bună, păi, buena poftă, ia fain, că dau nade-uri, ia, lasă-i, lasă-i să dea nade-ul, lasă-i să dea nade-ul. Băi, coaie, te-ai băgat și nade și în fire, ești ratat. Doamne, zic să se dea la o parte, că dă nade-ul, se bagă și nade și în fire. Fii atent că mai dă ceva prost, a dat. Mamă, încă un fire. Ia, stai. Stai că le fac, a, mersi, mersi de acă, manule. Mersi de acă, lasă-te, las pe tine să mănânci acolo, liniștii, brodere, hai. Mort unu. Pe la easy, easy, acum bine, mă. Dai prin perete, Gigi. Umane. Hai să vedem, am făcut și noi suprimul, bă, băieți? N-am făcut, mă, suprimul, bine, oricum se face greu. Probabil că pe la 20-25 de winuri. Da. Bă, băieți, sper că v-a plăcut acest episod. Din păcate n-a fost să fie cu rank-up, dar în orice caz 12 winuri, totul bine și frumos. Măcar ne-am bazat acolo, știm că avem legendar eagle-ul ăsta bazat, chiar dacă o să mai pierdem câte un meci în care o să dăm de semi-rager și spin-butări. Și v-am spus, eu nu o să bag niciodată spin-butul pe acest cont. Mă rog, am băgat deja pe el, dar în stadiu care e acum cu rank-urile astea, cu skin-urile alea, nu o să mai bag spin-ul niciodată. Fraților, sper că v-a plăcut acest episod, dați-vă acolo un like să facem 1000 de like-uri, neapărat un subscribe dacă vă place ceea ceva, pentru că la 70.000 o să facem încă un live stream de 12 ore. Și noi ne vedem data viitoare. Ba, pa, eu am pus să zic baba.